Eforturi pe plan politic, dar fără îndoială trebuie să fim mereu cu ochii pe ce se întâmplă în stradă. Iar colegii noștri, Cristi Popovici și Andrei Ferraru, sunt chiar acolo la granița cu fâșia Gaza, unde se trage, unde permanent este alertă. Cristi, ești în direct. Cel mai important lucru, vă rog, dacă simțiți că sunteți în pericol, întrerupem transmisiunea, mergeți undeva unde să fiți în siguranță. Se trăgea în urmă cu câteva secunde. Da, și o să vedeți imaginile în edițiile următoare ale Observator. Au fost câteva secunde de panică, deoarece au fost bubuituri extrem de puternice. Cel mai puternic tir de rachete de astăzi venit dinspre fâșia Gaza, acum la lăsarea întunericului către Israel. Din fericire, proiectilele au fost distruse deasupra noastră. Sigur, unul dintre ele a căzut, cred că la mai puțin de 500 de metri, pentru că am auzit o bubuitură foarte puternică. Celelalte au fost interceptate de scutul antirachetă izraelian și, cel puțin pentru moment, toată lumea este în siguranță. Însă, oricând se poate schimba situația, fâșia Gaza este la aproximativ 1,5 km, 2 km este granița aceea, linia dintre Israel și teritoriul controlat în partea de nord de organizația teroristă Hamas. Foarte mulți militari în zona aceasta, filtre din sută în sută de metri, nu se poate ajunge în zona aceea. Spațiul aerian este supravegat inclusiv cu o dronă militară pe care am văzut-o noi, cu siguranță sunt și altele, iar situația este tensionată. Sunt foarte mulți români prinși în zona aceea, peste 240, o să-i vedem și în reportaje, iar cei de aici se gândesc atât la seminilor care sunt prinși acolo, dar și la viitorul lor, deoarece nu știu ce vor face în continuare. Să se întoarcă acasă unde nu au joburi, pentru că mulți dintre ei sunt stabiliți de ani de zile aici cu familiile, sau să rămână în locul unde s-au dezvoltat și au făcut prieteni și au dezvoltat business-uri, dar să trăiască în fiecare zi cu acest risc de a cădea victimă într-un război care nu este al lor. Fără îndoială, Cristi, asta voiam să te întreb, dacă ai putea defini într-un cuvânt felul în care îi simți pe israelieni acum, în primul rând, și mă gândesc la furie, mă gândesc la îndârjire, sigur, și la durere foarte mare pentru cei care au pierit, pentru cei care sunt în mâinile celor de la Hamas acum. Nu doar izraelienii, dar și palestinienii cu care am stat de vorbă astăzi, vorbitori de limbă română, condamnă terorismul și unii și ceilalți, însă fiecare își susține cauza. Palestinienii pe a poporului palestinian, izraelienii pe a faptului că au datoria și au obligația să se apere în continuare față de această organizație. Mâine va veni aici președintele american, Joe Biden. Astăzi, secretarul de stat, Anthony Blinken, a prefațat un pic vizita lui Biden de mâine, spunând că acesta va veni pentru a-și arăta suportul pentru poporul izraelian, la fel să spună faptul că izraelienii au dreptul să se apere și să se asigure că această organizație teroristă nu va mai face ceea ce a făcut în urmă cu 11 zile, nu va mai ucide civili cu arma la mână, mergând din sat în sat, din kibuț în kibuț. De asemenea, va fi și un avertisment pentru toate țările care stau pe lângă la pândă pentru a ataca Israelul. A spus Blinken astăzi să nu faceți așa ceva. Biden va spune și el mâine, avem două portavioane venite la Marea Mediterană, alte unități militare de jur împrejur și, dacă este nevoie, Statele Unite va apăra în continuare Israelul. Și mai sunt câteva idei pe care Biden le va spune mâine și sunt importante pentru contextul regional. De asemenea, se aud bubuituri în continuare. De asemenea, este foarte important ajutorul umanitar pe care va încerca Statele Unite să-l cumva prioritizeze pentru fâșia Gaza și a adresat un avertisment către organizația Hamas să nu intervină, să nu deturneze ajutoarele pe care americanii vor să le trimite prin diverse organizații umanitare internaționale. Cristi Popovici, Andrei Ferraru, vă mulțumesc foarte mult. Repet, aveți grijă de voi, excelente informațiile. Sunt multe fațete ale acestui război. Se vorbește despre coridor umanitar și necesitatea creării unui coridor umanitar. Pe de altă parte, normal, gândul celor din Israel este de a da un răspuns pe măsură și care să aducă, să reducă la tăcere Hamas, dar în același timp să scoată prizonierii de acolo, să scoată ostatecii din mâinile celor de la Hamas.
Iar președintele Biden, așa cum spunea și Cristi, ajunge într-adevăr mâine în Israel. E o vizită istorică de care se leagă speranțele de pace, dacă putem vorbi despre pace în Orientul Mijlociu, o zonă unde flacăra este foarte aproape de fitil. Misiunea lui Biden e foarte dificilă. Israelul e hotărât să pedepsească Hamas pentru îndrăzneala de a ataca, în timp ce Iranul amenință cu o reacție militară. Pe lângă evitarea unui război, Biden va încerca să obțină și eliberarea acelor 200 de oameni ținuți ostateși de Hamas de 10 zile.